astăzi am fost profesor pentru doi elevi repetenți și nu o să vă vină să credeți ce s-a întâmplat. Aceștia s-au comportat frumos cu mine și m-au fraierit ca să le dau note mari. Rămâneți până la final ca să aflați ce note au primit. Băieți și fete, e ora 12 și un și eu stau aici de aproape, cred că 30 de minute, hai să nu exagerăm, de vreo 15-20 de minute stau aici și aștept să iasă Răzvan și Izabela de la școală, pentru că astăzi ies la ora 12, însă nu știu ce se întâmplă, bro. Azi dimineața i-am lăsat la școală și le-am zis, bă, la ora 12 sunteți aici. E ora 12 și 20, aproape, și după cum puteți vedea, nu e nimeni aici. Păi stai să mă duc să văd care-i treaba. Bă, frate, ce s-a întâmplat? Ce doamne iartă, mă așteptat aici de o tonă de timp și nu se întâmplă nimica. Sper că... Cum îmi spune? Sper că sunt la școală și n-au făcut vreo prostie. Ia uite-i! Bă, fraților! Bă, băi, stau acolo în loc să vină la mine! Ce doamne iartă, mă, se întâmplă? Răzvan, Izabela, ce faceți? Bă, tata, bă, stau acolo de 15 minute. De ce stați aici? Ce faci cu telefonul ăla? Uh, N-am telefonul, l-am lăsat acasă. De ce nu răspunzi la telefon? De ce n ați venit aici? Stau acolo de 15 minute ca fraierul. Ce s-a întâmplat? De ce nu veniți? Ai gata! N-ați ieșit de la ore acum un sfert de oră. E vina ta că nu răspunzi, te sunăm de o grămadă de timp. A, și nu puteai să te duci acolo și să vezi dacă sunt acolo, îți luage în 20 de secunde? Doamne, iartă-mă. Doamna directoare, ce cu doamna directoare? Are nevoie de mine. Are nevoie de mine la, la jobul de profesor, iară? Iar la început de profesor, așa și așa. Cum adică? Despre ce? E vorba de doi elevi. Nu spuneți că iar v-ați băgat în belele sau ceva de genul. Care urmează să rămână repetenți. Nu noi de data asta. Doamne ajută băi și fete. În sfârșit mă duc și o să discut cu doamna directoare și nu e vorba despre vreo, bre, vreo belea pe care a făcut-o Răzvan sau Izabela. Deci doi elevi care urmează să rămână repetenți? Și ăștia doi și cam bat joc de toți profesorii. A, ah, și doamna directoare s-a gândit că eu sunt profesorul la dur care îi pune la respect pe elevi, nu? Mamă, stați să vezi ce o să le fac la șoareci ăștia, las. Vezi că tu ești așa dur, bun, mamă, perfect, băi, și vete, la, 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 aștept. Ok, ok, mulțumesc. Uh, băi, șoarecilor, păi stați puțin. Voi mergeți acasă, da, mă bag, dar voi trebuie să mergeți acasă, hai. Deci să, uh, să mergeți acasă, că vă așteaptă mama voastră. Iau mașina. Băi, băialu, băi, 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 șoareci. Nu uita ca ai patru ani jumate, ce mașină să iei, pleacă de aici. Dăm cheile, pleacă bă de aici. Uh, Izabela, să ai grijă de el. Bun. Să băi și fete să vedem care-i treaba. Hopa, deci trebuie să fiu un profesor dur pentru doi ne Aha. Bună ziua, doamna directoare! Bună ziua, ce faceți? Mi-au spus copii că ați avea nevoie de mine, că Îmi puteți da și mie mai multe detalii, a? despre ce e vorba, da, Marius? Am înțeles ceva de niște copii neastâmpărați. Vă spun, vă spun sincer, vorba de 200 lei, doamna directoare. Au intrat cu mine la oră, băi, eu sunt altceva, bă, sunt mai șmeche și ca profesorul strict. Comentează la mine, pau! Ești de bun instant, nota 4 în catalog, nu mai, nu mai discutăm nota 1 peste tot, să vezi, să vezi cum o să... Me, 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 vă rog, vă rog, nu, nu mi dați nota mică. Te știu, Mario, stai liniștit, ok. Păi, dar spuneți spuneți-mi mai haideți să spun despre ei. Vă rog, adică am înțeles că sunt 200 lei care fac mișto de profesori și pe lângă faptul că fac mișto de profesori... Hmm, erau foarte buni la școală, printre cei mai buni. Păi și ce s-a întâmplat? Păi și ce s-a întâmplat cu ei? până acum un an. Mamă, te că e clasicul caz, și fete de elev bun, silitor, care după o ia pe alte căi, cred că antorajul că i-a schimbat dată una în director, înțeleg. Păi și la ce materie sunt repetenți? sunt la un pas de corigență la matematică. Aha, fix materia mea. Doamna director. vă spun sincer. lăsați o oră cu mine și credeți-mă că o să rezolv absolut totul. Doar atât am Am încercat să vorbesc cu ei. Mulți profesori au încercat și n-a reușit nimeni, ia? Sunt prea nesimțiți și n-au reușit. Bă, am dat seama, băi, și vede, bă, sunt genul ăsta de copii foarte, foarte nesimțiți, dar, na, și m-am gândit că tu poate reușești. Hmm. Da, directoare, am mai trecut eu de niște elevi de ăștia așa nesimțiți, nu știu ce. Numai să nu fac, al, să nu fac alte prostii. Dacă e pur și simplu să ne simțiți și doar asta să auzit despre ei, e ok. Adică dacă nu fac alte tâmpenii, cum ar fi să se ia la bătaie sau prostii de genul, că astea nu le accept. Dacă să ne simțiți, eu cred că poate să fie reglat, să spunem. Știu, Marius, lasă-mă să spun ce ar trebui să faci. Ok, ok. Spuneți-i, mamă, băi, și avea te de aveaște să-i vă pășoare ce să le zic. Băi, nu mai fiți așa de cu profesorii, că nu-i frumos. Nota 4. Trebuie să ai o oră de matematic cu ei și să le dai o notă. A, ah, o, oh, o, oh, și nota mea depinde, gen, de nota mea depinde corigența lor, nu? <laughs> Lasă că să vadă ei. Să încerci să-i chiar dacă e aproape imposibil. Haideți, doamna Am auzit și de la copii. sta azi, puteți să, să vă bazați pe mine. Haideți că eu o să mă duc în clasă, băi și fete, și o să vedem când o să începe mora. E foarte important să ai grijă cu ei. De ce? Sunt doar niște copii sunt doar, sunt doar, niște copii nesimțiți ce poate să fie atât de rău la niște copii. Au fraierit mulți profesori. Hm. Mă jigniți, doamna directoare, să mă fraierească pe mine niște puradei. <laughs> Lasă că vedem. Hai că mă duc la clasă, băieți și fete, și vedem ce rezolvăm. Ia vedeți ce avem aici, băieți și fete. Doi prichindei care se crește jmecheri. Ce faci, băi, ca mare bătași din gură? Băi, copii, fiți atenți. Eu știu care-i treaba cu voi. Da, sunteți niște nesimțiți, faceți mișto de mine. Ha, 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 uite, bă, mai tași, ți așa la mine, nu avem chef de tine. Ce părai, ha, ha, ha. Clasicii copii foarte, foarte nesuferiți. Bă, fiți atenți, vă spun o chestie. Eu am fost chemat aici, deoarece eu articulez copii nesimțiți, da? Intră la mine simțiți, ies cu bun simț. Că miroși, miroși, doamne, iartă așa și... Și vreau să vă spun că situația voastră școlară, mai exact, corigența la matematică, depinde de mine. Eu o să vă pun întrebări. Dacă nu luați note Fate, tu miroșor, te -și urât tare, bă, te știți, vă rog eu, din gură. Mă, mă, da, ăștia chiar sunt nesimțiți rău de tot. Fiți atenți. Corigența voastră la matematică, situația voastră la matematică e în mâinile mele. Dacă eu nu vă dau peste nota 5, voi rămâneți corigenți. Băia, gata, fără comentarii. Nu, 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 hai că începem. Fiți atenți. O să vă dau un test, dar înainte. Deci, vă rog eu, hai, hai să nu mai fi nesimțiți, da? Hai de măcar așa puțin, ciocul mic. Vă rog, ciocul mic, oameni, iartă -mă. Hai să nu mai fi nesimțiți, da? Laurențiu, vezi că scrii ceva pe tablă. Nu scrii nimic pe tablă. David, nu scrii nimic pe tablă. Ha, ha, ha. Ha, 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 fraiere. În fine, Laurențiu, fii atent. Hai că spun o întrebare simplă. Cât e radical din 64? Ce vrei, mă? Ia. 28. Nu, este 8. E 8. Uite, bravo, bravo. Bravo, uite, David a zis, a zis corect. David, cât este 12 ori 12. Gura să mă gândesc, hai. 144, bravo, bravo. Ia uite, bă, cum a ajuns ăsta, ăsta așa. Fii atent. 620 împărțit la 40. Câte le cal din două panele pe care ți le dau, băi, și ce? Vezi că tu ești cam tu pe stai grijă, băi, Laurențiu. Vezi că e ceva pe tablă. Știu că nu e nimic pe tablă, nu mai încerc gluma asta. 620 împărțit la 40, da, te rog. Te rog, gândește-te foarte clar. Bă, ce cum e cineva afară? Băi, hai, hai, vin aici, vin aici. Bă, bă, tu nu te mai ridica așa, ai grijă. 32. E ceva. No, nu, no, nu, nu e atâta. Nu, nu, nu. No. 32 ceva, nu. Nu, Din păcate, nu. Din păcate, pentru tine nu e atâta. Băi, alo. Bă, hai, toată mea bancă. Mă ridic când vreau eu, băi, asta. Bă, bă vă rog eu, nu mai fiți simțiți și sta jos. Vă rog eu, nu mai fiți simțiți. Bă, bă, da. Voi nu m auzit când v-am spus că viitorul vostru stă în mâinile mele și dacă mă enervați vă distrug viitorul, bă, nu-mi pasă, n-avem nevoie de școală. N-aveți nevoie de școală? Bă, fii Davide, te rog, stai jos, te rog. Pune-te jos, bă. Ascultați aici la mine și deci vă spun o chestie sinceră. Bă, voi trebuie să vă gândiți că aveți o oportunitate foarte mare că puteți să mergeți la școală. Sunt foarte mulți copii din multe colțuri ale lumii care nu pot să meargă la școală. Gândiți-vă că pur și simplu puteți să aveți o diplomă, aveți o meserie, puteți să vă întrețineți familia, puteți să faceți foarte multe chestii mărețe. Adică nu e ok deloc atitudinea asta pe care o aveți voi. Nu vă pasă de școală, nu știu ce. Bă, da, adică dacă eu acum îți dau nota 1, îți dau 300 de note de 1, ție nu o să spese acum. Mare chestie, mi-a dat asta 300 de note de 1. Dar pe viitor o să vezi că o să te afecteze chestia asta, gen, și nu e bine. Trebuie să vă ascultați părinții, trebuie să vă ascultați profesorii. Profesorii nu sunt cei mai perfecti oameni, nu știu ce, dar trebuie să-i ascultați și trebuie să fiți bun la școală, gen. Am înțeles, chiar ați înțeles? Pe păi bune vorbiți. Să zicem că e ca și tine. Deci, pe păi bune, vă rog eu, fiți și voi mai... Mai așa, mai... Na... Mai implicați. Adică e viitorul vostru un joc. Da, domnule profesor. Păi, păi vă rog, știi ce zic? Adică, voi aici sunteți, sunteți cea pentru voi. O să fiu cel mai implicat în cerc. Uite, pe și fete, bă, câteodată trebuie să vorbești frumos. Uite, hai să mai punem niște întrebări. Davide, cât e radical din 25... Ori 12 Radical din 25 ori 12 Ia gândește-te gândește-te așa 60, bravo, 5 ori 12, 60 Laurențiu, fii atenț, cât e Radical din 49 Ori 8 56, bravo, 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 bun Bă, deci fiți atenți Eu, da, dacă voi sunteți Cum zice, sunteți cum se cade și nu știu ce Eu o să O să vă dau un test la fiecare Dar o să vă dau bă, un test ușor Ura, deci bă, vă dau un test ușor să nu fie niciun fel de problemă. Stați două secunde, te luați aici, fiecare se luați ca să luați un sta ca să, facem testul. Și hai să ne gândim, deci fiți atenți. O să vă dau trei probleme, dar uite uite, uite, uite bă, uite, bă. Așa că câteodată se face... Se face educația faților. Trebuie să fim de treabă, trebuie să înțelegem pe ăștia, trebuie să facem, trebuie să facem toate astea. Bun. Spuneți. Deci, la prima problemă avem așa. O găină... Nu, 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 fiți atenți, nu. O vacă... Așa. Are doi copii. Aceasta trebuie să hrănească fiecare copil cu, hai să ne gândim, 30 de kilograme de mâncare. Da? dacă, mamă, deci băieți, vedeți, acum îi bag pe, bagă, nu stai, nu, nu îi bag pe o zonă de-asta de fizică, nu știu ce îi bag așa, mai deci o vacă are doi copii aceasta trebuie să hrănească fiecare copil cu 30 de kilograme de mâncare dacă unei vaci ia um, cum îi spune, ia două ore să adune 6 kilograme de mâncare în cât timp poate să își hrănească puiuții, da? Deci fiți atenți E simplu. Deci are doi copii, fiecare trebuie să lănească fiecare copil, deci fiecare copil cu 30 kg de mâncare. Ei ia unei vaci, ia două ore să adune 6 kg de mâncare în cât timp poate să-și nască uh, puiuții. E cam greu domnul. Deci un copil are 30 kg, nu. Deci uite, na, asta a fost așa retorică întrebarea. Gândiți-vă așa. Ea trebuie să facă roz de 60 de kg de mâncare, da? Și ea la fiecare două ore... Face, gen, face rost de 6 kg de mâncare, de 30 de kg, păi da, dar da, sunt 2, sunt 2, știți ce zic, 2 ori 30 vine 60, și v-ați prins, uite, bă, și fete, poate ziceți că nu ar trebui să-i ajut, dar eu îi ajut că, uite, vor să înțeleagă, deci are nevoie de 60, da, și ca să facă 6, 2, gen, în 2 ore face 6, face 6 în 2 ore, 6, 20 de ore, bravo, bravo, 20 de ore, bravo, vouă. bravo, exact. Ok, scrieți acolo 20 de ore la primul subiect. Da, poate eu zi să ziceți, bă, Marius, asta nu e test de matematică. Să nu știu ce, bă, bă, bă da, ei, dacă ei sunt niște copii de treabă, trebuie să fim și, 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 noi de treabă. Bun, la testul 2 o să vă dau un calcul. Ce mă bucur că știu. Uite, vedeți, o bă, trebuie să vorbiți frumos cu copiii mei. Acum mi-a schimbat într-un fel abordarea asta și ce zic? Și mi-a schimbat-o că trebuie, trebuie, să fim așa mai de treabă. La exercițiu 2 o să vă dau un calcul mai simplu. Gândiți-vă așa, Dezi, deschideți paranteza, 85, nu, ba da, da, 85 plus 85, închidem paranteza, împărțit la 2, împărțit la 5. Cât face? Nu, 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 deci 85, deci deschidem paranteza, 85 plus 85, închidem paranteza, deci 85 plus 85 sunt în paranteză și după împărțit la 2, împărțit la 5. 85 cu 85 în paranteză, băi, și fete, eu o să calculez aici, că okay? e simplu. Așa. Așa. Avem... Uh, 17 face, spune. Ok, stați două secunde. Bă, da. Da. Cred că face 17, da. Hopa! Hopa! Bună... Bună ziua! Bună ziua, ă... Uh, cine sunteți dumneavoastră? Bună ziua. Cine, cine, sunteți dumneavoastră? Oh, sunteți bunica lui Laurențiu? Oh, eu sunt bunica lui Laurențiu. Păi ei, veniți aici. De ce, de ce ați venit uh, la oră? Cu ce ocazie? De ce ați venit aici? S-a întâmplat ceva sau? S-a întâmplat ceva cu Laurențiu? Că, na, nu se Bă, Laurențiu, tu ai chemat-o pe bunica ta aici? A venit astăzi în legătură cu nepotul meu. Ah, A, ah, ți-a aflat că care e o situație, care e o situație nașpa la, la școală. Mă am de acum arată bunica asta arată cam tânără pentru vârstă -i. Am auzit că are unele probleme la școală, da, chiar în momentul de față suntem la matematică și în situație de corigență. Nu prea se descurcă, dar, na, dacă e luat mai ușor, se descurcă, știi zic, adică, na, eu sunt un profesor mai înțelegător, dacă ar fi prins unul mai nașpa, nu cred că l-ar fi trecut clasa, fie vorba între noi, doamna, doamna Dina. Adică, na, știi ce zic, am înțeles, acum, sfatul meu pentru dumneavoastră este să, să nu știu, și ce zic? Gen, sfatul meu pentru dumneavoastră este să încercați să educați mai bine, dar el are și unele probleme. Ce probleme are? Ce probleme are? Adică, na, opa, bunica nu spune, te rog, bă, ce s-a întâmplat? Ce, 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 probleme are? Trebuie, Laurențiu. Spuneți-mi, vă rog, ce probleme are ca, ca să știi că până la urmă suntem oameni. Laurențiu, nu plânge. Este situația ta, ce probleme are? Bă, bă mă panichează, pe bune vorbesc. Este situația ta. Pe bune. Spre exemplu, i-a luat foc casa pe bune? I-a luat foc casa? Ți-a luat foc casa la Urențiu? Bă... Doamne, iartă-mă. Doamne, ferește, băieți și fete. Mamă, asta e nașpa rău de tot, îmi pare rău. Casa mea a luat foc. S-a lovit pe scări. Bă. Bă, îmi pare foarte rău. Adică n-am voie și vă dați seama că situația de acasă afectează notele, dar la genul ăsta de tragedii vă dați seama că, că e ceva nașpa. Doamne, îmi pare foarte rău să aud asta, pe bune vorbesc. Și-a uitat toate lecțiile de atunci. Doamne. Oprește-te, oprește-te, s-a lovit la cap. A, nu, nu, nu. Bun. Uh, doamna Dina, vă mulțumim foarte mult. stați în, stați în șite că o să mă ocup eu de, de Laurențiu. Puteți să plecați. O să mă ocup eu de el. Stai ieșit, Laurențiu. Stai ieșit Stai. Uh, Pune-te, te rog, în bancă. Doamna, puteți să plecați. Mulțumesc, doamne. O, o să mă ocup eu de el. Bă, bă și fete, până la urmă. băi, eu zic că profesor, elev, până la urmă suntem oameni. Laurențiu. Uh, cum îți zice? Îți spun sincer, îți spun o chestie. Fii atent. Îți spun o chestie. Uite de aici la mine tu nu prea ești atât de bun la matematică, da? Eu am încercat să te ajut, abia cu ajutorul meu ai făcut niște chestii, da? Eu, fii atent, ca să te ajut, îți dau nota 6. Ca să treci clasa, nu mai trebuie să dai niciun test, tu, David, imediat revin de la tine, îți dau nota 6, vă mulțumesc, domnule. Deci, bă, frații, bă bă, promul de oameni, adică care necazuri, I a luat foc casă, s-a întâmplat foarte multe chestii, Laurențiu, nota notă finală, 600, pe bune, da? Deci, vă rog. Așa, nu știu ce, David. Acum o să revin și la tine. Stai să scriu și aici, David, notă finală. Urmează să vedem ce notă finală o să-i dăm și lui, și lui David. Ok, David, i-am dat notă de cât lui Laurențiu, pentru că, bă, băi, vede. trebuie să fim oameni, da, a fost situația care a fost. Ha, 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 Laurențiu. Băi, 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 bă, stai puțin la, la Laurențiu, stai, stai puțin, ai uitat, trebuie să fim de treabă. La școală trebuie să fim de treabă, da, 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 clar. Așa. Davide, stai două secunde Că nici nu mai știu cartea cu testul Trebuie să continuăm testul Deci Davide, cât ți-a dat la 85 plus 85 în parateză Împărțit la 2, împărțit la 5 Ești vai de tine Bă, bă stai puțin la urință, așa acum Să ia de mine 120, bă Davide, bă E răspunsul 17 Ajută-mă, te rog Vă, Deci de Davide Mai ai cartea, stai a, așa, bun, următorul calcul e așa, fii atent, următorul calcul, încerc să te ajut și pe tine, fii atent, 68 plus 54 minus 12, cât face 68 plus 54 minus 12? Gândește-te, da? Băi și fete, eu mi a atâta mi-a dat, bănuiesc că e corect, Da? Bă, Laurențiu, alo, alo, lasă pe colegul tău un pace, bă, absolut nimic nu știi, bă, asta nimic nu știi, bă, nu mai fii atât de nesimțit. 61.54, 54, nu mă lasă să mă concentrez, concentrează-te, David, bă, ce ai luat, ai luat o razna? Laurențiu? Îți schimb nota, fii atent, hai, hai nota 6. Ce, doamne, iartă-mă, am zis să fim oameni să-ți dau nota 6 și tu acum faci mișto de, de asta? Îți schimb nota, ai grijă. M-am calmat. Așa, David, revenind. 68-54, așa, deci 68-54 face 100, da, 122, minus 12, cât face minus 12? Hai că poți, David, bă, stai și din gură și așa, lasă așa. 122 minus 12. 120 minus 12, David, minus 12. 122 minus 12, cât face? Cât face? 110, bravo, aia zic, aia zic, bun. Și îți mai dau și ție o problemă, așa de final. David, hai de că ești băiat, deci te, păi vedeți, băi, vedeți, băi, așa. Bun. Și Uh, ultima problemă voi nu vă mai bateți mm, Scrie așa Clasica La un magazin de electronice uh, O pereche de căști A fost re Nu, nu, fii uh, O pereche de căști costă 500 de lei În luna reduceri, Reducerilor Stai 500 de lei, da. În luna reducerilor, prețul acesteia scade cu 34%. Care e prețul ei? Păi și fete, fie vă întrâni simplu, da? Mai gândește-te, David. Mai gândește-te. Așa. Asta este prețul final, după părerea mea. Mai gândește-te. Haide că poți David, bro, bă, corect. Da, deci vedem, Davide. Prețul e 500... Deci cât e 500... Uh, scăzut cu 34%. 5 ori 34 cât face? Păi gândește-te cât face. Gândește-te, bă, David, cât face. Gândește-te. Hai, gândește-te. Vreți? 170. Bravo, bravo, mă, David. Bravo, hai. Și următorul, bravo. Bine, bă, bravo, bravo. 500 plus 170. Dar nu, 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 500 minus 170, minus, minus. Chiar să la reducere cu 34%. Gen. Știi? Cât o să coste atunci? Greu, doamne, profesor. Cât face 500 minus 170? 330. Bravo. Bravo, David. Acum, deci fiți atenți, avem așa. Bravo. fie vorba între noi, Laurențiu, tu ai nota 6, da? Bun. Davide, tu te-ai descurcat la început puțin mai bine ca Laurențiu, după ai dat-o dat, dat nașpa rău de tot, adică ai greșit la ăla cu calculul cu 85 plus 85, lui Laurențiu i-a dat bine, ție ți-a dat 120, iar nici la al doilea nu prea te-ai descurcat atât de bine, a trebuit să te ajut eu. Hmm. E ok dacă, dacă îți dau nota 5? Sau? A, ai vrea mai mult? Bă, Davide, de ce e așa mic? Bă, Davide, și pe el, nu lăsați repetent. Păi nu l lăsați repetent, gen, dar... Nu poți să-i dau o notă mai mare, că nu părea faci de o notă mai mare, bă, Davide. Te-am ajutat eu la toate. Eu, eu doar ți-am răspuns, da, nu, ți-am zis că -ți fac alea, fac alea, nu știu ce. Mai întreabă-mă una. Radical din... Uh, radical din 169. Radical din 169, da. Stai să mă gândesc. Păi gândește-te, te rog. Radical din 169, cât face? Gândește-te, David. Mai gândește-te. Ai scris cam mulți de 3, după părerea mea. Gândește-te. 13! Bravo, bravo! Da Uite, iară te-am ajutat eu. Bă, David, nu pot să-ți mai mult de 5-50. maxim. 5 50 maxim. De ce? Pentru că nu te descurci, trebuie totdeauna să te ajut eu și zic, ce zic. Eu zic, băieți și fete, că așa ar fi corect. La o nota finală 600. Da, vei nota finală 550. Hopa! Cine este? Uh, alo, bună ziua! Bună voastră, cine sunteți? Juliana! Bună ziua! C cine sunteți? Sunt sora lui David. Ok, și de ce ați venit aici? S-a întâmplat ceva sau, sau de ce ați venit aici? Ce s-a întâmplat, domnule? Păi, Bă, și fete, ce rudele la școală. Am venit să vorbesc cu dumneavoastră. Hai să, hai să ieșim pe hol, să discutăm. Stați aici, copii. De ce... De ce ați venit să discutați cu mine? S-a întâmplat ceva sau? Că nu, nu înțeleg. Și știe ce, ce s-a întâmplat, băi și fete. Iarăși cu situația lui, lui, David de la școală? Nu voiam să expunem asta public. Nu-mi spuneți că și David are problema acasă. Bă, uitați-vă, băi și fete. Copiii ăștia sunt cu problemă pentru că au niște probleme acasă. Și ce zic? Ce s-a întâmplat? Nu prea mai avem casă. Nu îmi spuneți ce, domne, iartă-mă s-a întâmplat. Să nu acum îmi pare rău ok. că am dat numai 5 și că e cosi. Părinții noștri ne-au abandonat acum șase luni. Păi cum, v-au abandonat așa? Păi și voi unde stați acum? Da. Voi unde stați acum? Dar n-am vrut să spunem nimănui. Păi și unde stați acum, doamne iartă-mă, dacă vă abandona părinții? Și bă, voi cum vă descurcați așa, adică nu aveți joburi, nu aveți nimic, ce doamne iartă-mă? Într-o garsonieră de o cameră. Păi și cum vă descurcați? Asta ne-a afectat foarte mult. Doamne, bun îmi pare foarte rău. Dar nu știu, și sună așa. Le-au abandonat părinții, pur și simplu, pe amândoi. La vârsta asta, mi se pare așa. Îmi pare foarte rău și pentru că nu lucrăm niciunul Da, îmi dau seama că e o situație Mai nașpa Soam, să folosim cărțile de la școală Pentru a face căldură Ați dat foc la cărțile de la școală Ca să faceți căldură? Doamne, iartă-mă Îmi pare foarte, foarte rău de ce aud aici Soamne Stați, stați liniștită O să mă ocup eu de, de David Și o să aibă Note corecte. Stați liniștită. Am înțeles. Laurențiu David, m-am răzgândit. Amândoi primiți nota 8 astăzi. Amândoi primiți nota 8. Deci uh, am auzit că aveți o situație foarte nașpa, foarte nașpa acasă. Și fie vorba între noi... Na, suntem oameni până la urmă. Nu ne mai aduceți aminte. Nu vă mai aduc aminte. Nu, nu. Te, te rog, nu plăce. Te rog, nu plăce, urmă Te rog, nu plăce. Nota 8 fiecare... Băieți și fete, asta este nota finală pentru amândoi, nota 8 0, 0 la fiecare. Știu că nu merită, nu merită niciodată ei nota 8, dar na, nota finală 8,0. Uh, David, nota finală 8,0 Știu că nu merită, dar na, trebuie să, să fie așa. Mulțumim. Cu plăcere, m-am stați că n-am salvat. 8,0. 0, 0. Putem să plecați acasă, dragilor, puteți să plecați acasă. Eu o să duc chestia asta la, la doamna directoare ca să fim siguri că vă mulțumim, domnul. Nicio... Nici o problemă, plăcerea mea, na. Băi și fete, nu merită ei, sincer să spun. A zis că sunt și nesimțiți, nu știu dacă acum au jucat teatru să nu fie ne nesimțiți așa, doar că eram eu aici. Dar, na. Au o situație nașpa acasă și până la urmă trebuie să fim oameni, dar aia am, am dat notele mari pe care, na, practic nu trebuie să le primească. O să aștept să, să vină doamna directoare să-i arăt astea și să-i zic ce s-a întâmplat. Și na, fiecare dintre ei să primească nota și să nu mai fie, să nu mai fie corigenți. Ok, băi, și fete, ne aflăm în biroul directoarei pentru că din câte am înțeles, David și Laurențiu nu puteau să meargă acasă, trebuie să fie și ei de față pentru că îi trecem clasa. Doamna directoare, după o analiză de a mea ca profesor, după multe întrebări, după un test, da, după foarte multe, să spunem așa, obstacole pe care au trebuit să le, să le treacă, nota 8 amândoi. 800 Laurențiu, vă mulțumim foarte mult, domnule profesor. 800 David. Da, știu, știu că nu vă așteptați. Dar fie vorba între noi, sunt niște copii foarte muncitori, trebuie doar să-i luăm, să luăm ușor, da? Nu a trebuit să-i ajut deloc, nu au făcut absolut nimic ca nota 8.0.0. Mulțumim foarte mult. Au fost la în început ne simțiți după, efectiv, le-am dat un discurs, le-am spus că școala e importantă, au înțeles și după au început să... Vedeți că se poate, bravo! Putem pleca acum, da, puteți să plecați. Să continuați așa, să continuați să fiți, să fiți atât de buni la învățătură și pe viitor la revedere, papa, papa, papa David, să ai grijă. doamna directoare, fie vorba între noi, să vă spun așa o chestie, că până la urmă suntem oameni, copiii nu prea meritau nota asta, însă am decis să le o dau, pentru că trebuie să fim oameni. Doamna voastră știați ce... Mă așteptam, v-ați prins. Doamna voastră știați ce situație au acasă. Deci gândiți-vă că a venit la oră sora lui David, da? pe care o chema Iuliana, da? Iuliana, și au spus că părinții lui David i-au abandonat. Deci copilul ăla l-au abandonat părinții. Nu știu ce clasă e, vă dați seama, e o situație foarte nașpa. Da, ați auzit foarte bine. Părinții uh, lui David l-au abandonat. Pe sora lui David nu o cheamă Iuliana. Uh, dar, de tare vă rog să, nu știu, să vă uitați înainte sau ceva de genul, o cheamă Iuliana pentru că a fost acolo, ne-a spus, era cea fată cu, cu ochii albaștri și mi-a zis că na, e o situație foarte nașpa. Mare ce? Pe sora lui o cheamă Bianca. Doamna directoare, vă spun sincer, era Iuliana, deci nu mi-aduc aminte bine, era Iuliana. Și după a venit și bunica, nu. De fapt, prima dată a venit bunica lui Laurențiu, bunica Adina, doamna Adina, da? Care iară mi-a spus că eu luau o, -o casă, bă, deci sunt niște copii că și de tot, dar au rezultate atât de proaste și trebuie neapărat să le dăm note mari. Fetele cu ochii albaștri, de unde știți că au ochii albaștri? Da, din câte mi-aduc aminte și bunica și. Iuliana aveau, aveau ochi albaștri. Sunt niște copii necăjiți și trebuie să le dăm o mari ca să-i motivăm, după părerea mea. Vă spun, vă spun, sincer. Asta este părerea mea, le-am dat notele astea. Trebuie să fim oameni pe la urmă, și fete. Suntem profesori, suntem elevi, nu știu ce. Mare sincer îți zic, ai fost fraierit. Cum adică am fost fraierit? Cum adică domnul a fost fraierit? De ce spuneți chestia asta? Acele fete... Erau, de fapt, erau bunica și sora. Ce să fie, de fapt? Nu. Cum adică nu, doamna directoare? Bă, fie vorba între noi, mi, -mi s-a părut puțin suspect. Erau alte persoane. Te-au mințit. Bă, băi și fete, că m-au mințit? Mi, mi se părea că bunica e cam tânără și că avea, așa, părul, așa, nu știu, avea, era ciudat. Doamne, iartă mă bă, Erau colegile lor care au făcut asta pentru a-i ajuta să treacă. Nu, no, nu cred. Nu cred. Are, ale erau colegile lor și. Bă, nu cred. Săteți sigură că pe sora lui David o cheamă Bianca și nu Iuliana? Iuliana e vreo colegă de a lui David? 100%. Da, mamă. Mama, băi și fete, eu nu știu ce zic. Bă, bă voi credeți că așa m Mama, să vezi ce le fac. Mama, să vezi, le anulăm notele și lăsăm corigeți pe amândoi. Sora lui David are ochii verzi. Doamne, iartă-mă. Bă, bă, o bă. Bă, dacă tot să mă gândesc, totul se leagă, men. Bă, ia... Aia m-au jucat la sentiment să le dau note mari. Au venit fetele alea, a venit pe rând, da? Să-mi zică că ce se întâmplă, ce nu știu ce. Doamne, iartă mă, ce facem, băi și fete? Le retragem notele sau credeți că nu m-au frăit? Bă, dar eu cred okay că m-au frăit, adică o zi și, și doamna directoare. Ce ai de gând să faci? Nu știu. Eu zic să le retragem notele și să le lăsăm cu origenți.